Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre o companie nouă care, la fel ca alte companii, are bonus la înregistrare, un site de criptomonete, OutHorship. Și dacă ne uităm aici unde bufează butonul acesta, se spune că 75 de monete se dau free, care echivalează în jur de 10 dolari. Deci ei de pe 15 august până pe 14 septembrie au început ICO, perioada când vând monedele lor la un preț de contra Ethereum. Un Ethereum vă poate aduce undeva minim 2000 de monede. Dar scopul nu e în aceea că să cumpărați monede, dar să adunați acum cât este promoția monete gratis și cine știe cât vor putea aduce ele venit în viitor, că se va termina tot cele și vom încerca să le vinem. Deci cât mai multe proiecte, cu atât mai mare șansă că nu unii din toate atâtea proiecte vom putea ceva scoate. Căci criptomonete sunt multe, pentru unii este destul de complicat, o direcție nouă, mai ales pentru oameni mai în vârstă, dar dacă o să vă uitați la ceea ce fac eu, posibil că o să vă descurcați. Deci, când apăsăm pe butonul acesta, aici se face înregistrare la primirea acestor monede, trebuiește de scris în prima numele, în a doilea trebuie un e-mail, iar atenție, uitați-vă, în a treilea trebuie depus un portofel Ethereum. Ei lucrează cu Ethereum și aici pentru mulți poate fi problema. Dacă aveți portofel Ethereum, îl puneți. Dacă nu, atunci o să trebuiască să-l creați pe acest site, My Ethereum Wallet. Linkul la acest site va fi sub acest video, alături mai jos decât linkul de referal. Și când apăsați pe dânsul, deschid așa site. Aici ce trebuie făcut? Uitați, trebuie de introdus o parolă la portofel, cu care sunt tras în portofel, de unde o să luați adresa. Deci să nu încurcați, că aici atâtea portofelele cripto sunt adresa portofelului și adresa, deci sunt două coduri și noi le încurcăm. Deci despre ce merge vorba, eu am creat portofel deja, uitați-vă, este adresa, deci pe acesta noi îl copiem, când îl creiem. Și este cheia, care tot e din coduri, deci nouă cheia nu ne trebuie. Cheia ne trebuie ca să putem intra în portofel. Deci când faceți înregistrare, aici cerem măcar nouă simbolul și parolă. Uitați-vă, când puneți nouă, din roșu, vedeți, ea schimbă în verde. Înseamnă că deja cum parola este de ajuns. Dacă ceva vreți să verificați, puteți apăsați să vedeți datele care le introduceți. Ca exemplu. Și apăsați pe crea portofel. Eu am creat, fac unul așa ca să vă arăt. Este nu o să-mi trebuiați un portofel. Și uitați-o, când ați creat, trebuie să salvați cheia aceasta, care nu ne trebuiește pentru a deschide. Deci uitați-o, când vrem să intrăm în portofel, deci eu n-am salvez, că eu am. Apăsați pe următorul pas. Apăsați salveze și el se salvează. Și pe urmă vă uitați unde el se află. Și dați pe continuare. Și amoi ca să treceți mai departe. Deci, ca să intrați în portofel, luați și bufați aici. Și
și apăsați Select Wallet File. Și vă uitați unde s-a salvat portofelul. Că nu portofelul îi spune cheie, așa el un file lung. Un cod lung care trebuie să-l salvat undeva, să știți că el este. Căci de fiecare dată când o să vreți să intrați, el o să vă ceară. Dacă puneți aici, să vă ceară această cheie. Și când dați pe căutare, el unde îl aveți, se deschide și deja aici introduceți parola care ați creat-o când ați făcut portofelul. Cel din prima s-a început cu parola, dacă nu, dați video înapoi și vă uitați mai multe ori, ca să nu vă încurcați. Deci, parola cei care din roșu s-a schimbat în verde, aici o introduceți. Și când ați introdus parola, apăsați pe un loc. Și deja o să vă se deschide mai jos, vedeți că am apăsat pe un loc și mai jos mi s-au deschis deja datele la portofelul meu Ethereum, unde am luat adresa. Și cu această adresă, deja veniți în coace, apăsați aici. Deci copiați. Deci aceste trei pasuri vă trebuie. Deci nume, prenume, e-mail și portofelul v-am dat acum cum se face. Îl puneți aici, ia, și deja apăsați pe acesta. Eu n-ați fac, eu i-am primit și să mă blocheze. Deci când apăsați pe acesta, vi se deschide așa ceva. Se deschide, uitați-vă, o fereastră unde vă este linkul de referral și un mesaj unde se spune că pentru a primi 75 de monete ATS trebuie să vă duceți în poșta electronică care s-a indicat-o și să vă activați. Vedeți? Eu am aici 0 monete. Când o să activați, deja aici o să fie nu 0, dar 75. Deci, cum arată scrisoarea aceea? Intrați în poșta electronică. Или după ce вин două скрисоры, да, прима во вин уна. Прям мульти ферриса дискизи. Deci uitați, vine prima scrisoare. Please confirm your email. Deci confirmați email. Și apăsați pe inscripția aceasta albastră. Când apăsați pe dânsa, deja aici îl scrie 75. Deci cum scrie 75 înseamnă că ați făcut tot corect. Și vă vine deja a doua scrisoare, în care este și linkul de referral la ceva. Deci, vine a doua scrisoare unde este linkul de referral. Acesta. Iar mai jos, încă un link pe care puteți intrați periodic dacă o să vreți să vedeți câte monete vor veni de la parteneri. Pentru fiecare partener invitat, dacă el a făcut tot corect cum am arătat în acest video, mai aveți încă 75 de monete. Și ca să vedeți, simplu apăsați pe link-ul acesta și el tot aceeași fereastră o deschide. Reînnoiește statistica. Deci o să vedeți, pentru fiecare 75, de pildă aveți încă 2 oameni, cu 150 la acele 75, eu știu dacă aveți 10, o să fie 750 deasupra. Deci, cel mai complicat, cred că pentru voi, era pasul acesta cu portofelul, cum să-l faceți, eu am arătat cum să facem, mai dați-vă câteva ori înainte-înapoi și posibil că o să înțelegeți.
cum să-i faci portofelul. Nu uitați să vă scriți undeva într-o agendă toate parolele, căci puteți să vă încurcați. Sunt multe video, multe criptomonete, dar nu se știe din care va fi până în final venit. De ce? Ele se dau gratis, nu cer mâncare, doar că trebuie câteva minute de făcut corect înregistrare. Cam atât ce am vrut să spun. Nu uitați să vă înscrieți la canalul meu ca să fiți la curent cu alte video. Numai bine!